Sorin a fost eliminat de la Survivor, iar la plecare a avut un mesaj pentru Albert, cel cu care a avut parte de cele mai multe certuri în acest sezon. Sorin a plecat de la Survivor, dar nu înainte de a transmite un mesaj pentru fiecare concurent în parte. I-a luat pe toți în brațe, mai puțin pe Albert. Ultimul episod din emisiunea Survivor a început cu un mesaj neplăcut pentru cei din echipa războinicilor. Astfel s-a anunțat că Sorin trebuie să părăsească competiția. Motivele sunt de natură medicală, acesta având probleme la un picior, așa că ar fi fost mult prea riscant ca el să continue probele din această competiție. La plecare, el a vorbit cu fiecare dintre concurenți și a ținut un discurs emoționant în timpul căreia a plâns. Și-a luat în brațe toți coechipierii, dar și adversarii. Singurul lăsat pe din afară a fost Albert, cel cu care Sorin a avut cele mai multe conflicte în timpul competiției. S-au certat și s-au jignit, dar la final și-au spus cuvinte frumoase. Ai grijă și fii tu! Fii tu, Albert!" i-a spus Sorin pușcașul lui Albert Oprea. Răspunsul din partea lui Albert a fost unul la fel de pozitiv. Frate, apreciez, i-a spus acesta.